Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face o prăjitură tiramisu de post vegană, mai dietetică, care nu conține zahăr, nu conține făină. Este o prăjitură fără coacere, fără gluten, foarte delicioasă, foarte rapidă și ne poate satisface pofta de dulce atunci când dorim un desert. Lista de ingrediente o veți găsi ca de obicei jos sub video în descriere. Atingeți acolo unde scrie altele sau mai multe. Și le voi aminti și acum în acest video. Într-un bol am pus 400 de grame de cremă de cocos sau lapte de cocos din acela mai gros la cutie. Am adăugat un praf de sare și o lingură de îndulcitor stevia lichidă, dar puteți folosi îndulcitorul care vă place după gust. Deci gustați, se poate gusta din compoziție și adăugați după gust. Am adăugat o cană de fulgi de ovăz din aceea mai fine, adică 150 de grame și 30 de grame de semințe de chia sau 3 linguri. Și am amestecat foarte bine cu untel, până când ingredientele s-au omogenizat. Am folosit o tavă de chec, din aceasta de sticlă, dar puteți folosi oricare altă tavă de chec aveți și puteți să o tapetați cu hârtie de copt ca să scoateți mai ușor prăjitura din tavă. Și bineînțeles am aplatizat compoziția. Apoi am folosit 5 grame de pudră de roșcove, care este un înlocuitor de cacao, care este mai dulce, dar puteți folosi cacao, deci aproximativ o lingură pe care am cernut-o deasupra peste acest blat din ovăz. Și apoi m-am ocupat de cremă. Într-un alt bol am pus la fel 400 de grame de lapte din acela mai gros de cocos sau cremă de cocos. Am adăugat peste 40 de grame de amidon alimentar de tapioca sau puteți folosi de porumb sau dacă nu o lingură de gelatină vegetală agar-agar și la fel am adăugat o lingură de îndulcitor lichid stevia, dar la fel puteți adăuga zahăr brun sau un oricare alt îndulcitor vă place și puneți după gust. Gustați din compoziție. Am transferat laptele într-o tigaie din această antiaderentă sau puteți folosi un vas cu fundul mai gros. Am pus-o pe foc mediu și am amestecat și am fiert până când compoziția s-a îngroșat, deci aproximativ 10 minute vom fierbe. Puteți adăuga și puțină pudră de turmeric pentru culoare, care este opțională, și zeamă de lămâie puneți după gust, zeamă de lămâie proaspăt stoarsă, pentru că, așa cum bine știm, prăjitura tiramisu originală conține mascarpone și ca să imităm puțin gustul acela de brânză, vom pune și puțină zeamă de lămâie. După 10 minute vom pune această cremă peste compoziția din tavă. La fel vom aplatiza. Vom lăsa să se răcească foarte bine. Iar apoi o vom pune la frigider pentru minim 2 ore. Putem să o lăsăm și mai mult.
Și când se răcește, o scoatem de la frigider și la fel o vom pudra cu o lingură de pudră de roșcove sau cacao, aproximativ 5 grame. Și apoi putem, bineînțeles, să tăiem această prăjitură și o putem servi. Așa arată. Ce pot să vă spun, că este foarte delicioasă când este tăiată, așa arată, deci arată foarte bine și este, zic eu, suficient de dulce, foarte delicioasă și mai sănătoasă, mai dietetică, de aceea vă recomand. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată, vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!